Regizorul și producătorul american Roger Corman s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani. Considerat adesea regele filmelor de categoria B, Corman a fost un pionier prolific al industriei cinematografice, regizând peste 50 de filme de-a lungul carierei sale. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără adaptările cinematografice ale operelor lui Edgar Allan Poe, cu Vincent Price în rol principal precum și filme de science fiction și comedie cu buget redus, care au dobândit ulterior statutul de cult. Corman a fost cunoscut pentru etica sa de muncă impecabilă, adesea, finalizând producții în doar câteva zile. De asemenea, a jucat un rol esențial în lansarea carierei unor actori celebri precum Jack Nicholson și Robert De Niro. Moartea lui Roger Corman reprezintă o pierdere semnificativă pentru industria filmului. A fost un adevărat vizionar care a inspirat generații de cineaști cu creativitatea și tenacitatea sa. Sincere condoleanțe familiei.